Autoritățile județene și locale, dar și reprezentanții instituțiilor publice au marcat astăzi împlinirea 27 de ani de la Revoluția din decembrie 1989. Manifestările pregătite de autorități au desfășurat de dimineață la Monumentul Eroilor Revoluției de pe strada Crisan. Este o mare datorie și onoare să ne cinstim eroi Revoluției din decembrie 1989. Este momentul să ne reamintim că pentru recâștigarea libertății și a valorilor naționale, în timpul Revoluției din decembrie 1989, românii au plătit cu jertfe de sânge nevinovate. Evenimentul a început prin intonarea imnului eroilor, după care a avut loc un ceremonial religios. Reprezentantul Guvernului în teritoriu, subprefectul Andrei Stanisoara, l-a vorbit celor prezenți despre Revoluția din decembrie 1989, eveniment ce le-a adus românilor libertate. Într-un moment de mare unitate națională, tinerii, în primul rând, și ceilalți români din toate categoriile socio-profesionale au ieșit în stradă strigând libertate și luptând cu prețul vieții pentru valorile democratice. Datorită lor ne-am câștigat dreptul de a trăi și de a gândi liber într-un stat de drept care astăzi face parte din Uniunea Europeană și NATO. Este de datoria noastră a tuturor să cultivăm valorile pentru care eroii Revoluției au luptat și au murit și să reamintim generației tinere să nu uite sacrificiul pe care aceștia l-au făcut pentru ca ei să privească cu încredere spre viitor. Să ne îndreptăm gândurile cu respect și către familiile martirilor Revoluției din decembrie 1989 și să le mulțumim pentru jertfa copiilor lor. Cuvântări emoționante au avut și familiile victimelor Revoluției din decembrie 1989. 22 decembrie 2016. Nu este zi de sărbătoare festivă pentru noi. Este ziua comemorării și rememorării. Comemorare pentru eroii Revoluției Române din decembrie 1989, când Boară Dorel, Eugen Mareș și Țânăcui Vasile au fost împușcați, lăsând în mare durere familiile lor. Cei 27 de ani trecuți de la Revoluția Română din decembrie 1989 nu au șters durerea părinților, fraților și urmașilor și nu vor fi uitați niciodată, toată viața. Eugen, Dorel și Vasile au fost împușcați la vârsta tinereții, părinții pierzând cea mai mare speranță de ajutor la bătrânețe. Nimeni și nimic nu poate înlocui pierderea lor. Rememorare evenimentelor din Drobeta-Turnu Severin în perioada 20-22 decembrie 1989, în deplină solidaritate cu timișorenii care strigau azi în Timișoara, mâine în toată țara. Ziua de 23 decembrie 1989, în care fratele meu a murit, consfințește de asemenea împlinirea idealului de dreptate și libertate ale poporului român. Revoluția din decembrie 1989 a lăsat în urmă morți și răniți, victime ale agoniei unui regim care nu și închipuia că se va prăbuși vreodată, spiritul de sacrificiu al oamenilor fiind mai puternic decât instrumentele de represiune îndreptate în acele zile împotriva lor. În memoria celor doborâți de gloanță în acele zile, suntem datori să-i respectăm cum se cuvine și prin ceea ce facem zi de zi, să dovedim că nu și-au dat viața degeaba, să fim mândri de noi și de felul în care ne respectăm ca oameni. Vreau să vă spun că sunt foarte mândră de faptul că sunt sora eroului martir locotenent Boară Dorel. Autoritățile locale și județene au depus astăzi coroane și gerbe de flori la monumentul comemorativ amplasat în fața Casei Tineretului de pe strada Crisan. Ceremonia s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.